Mai mulți reprezentanți ai unor firme din domeniul hidraulicii și pneumaticii, precum și profesori universitari de la institute de cercetare renumite în țară și în străinătate, se află zilele acestea în stațiunea Băile Govora pentru a afla ultimele noutăți din domeniu. Întâlnirea are loc în cadrul celei de-a 25-a ediții a Salonului Internațional Hervex, singura manifestare din România care îi ține la curent pe cei interesați cu progresele și noutățile în ceea ce privește echipamentele hidraulice și pneumatice. Tema conferinței este reducerea pierderilor energetice în sistemele hidraulice. Este o problemă în sensul acesta? Păi gândiți-vă că... La nivel global este și la nivel național și peste tot. Gândiți-vă că avem, să zicem, în țară mașini, unelte, mașini agricole, tractoare, buldozere, tot ce vrei, în jur de 100.000 de bucăți, nu zic mai mult. Dacă reușești să reduci pierderile de energie pe zi cu un litru, la fiecare 100.000, constați că se pot face 100 de tone pe zi numai dintr-o reducere simplă, care nici nu trebuie să fie tehnică, ci trebuie organizatorică. Deci resurse economice formidabile se pot elibera dacă devenim oameni serioși în domeniul tehnicii, în domeniul utilizării hidraulicii. După 25 de ani neîntrerupți, salonul Hervex, inițiat de Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, în parteneriat cu Institutul de Hidraulică și Pneumatică din București, este în primul rând o oportunitate pentru cercetătorii în domeniu să-și împărtășească din rezultatele cercetărilor din ultima perioadă. Anual, profesori universitari din toată țara, dar și din Europa, acceptând propunerea vâlcenilor de a susține comunicări despre noutățile din domeniu. In Vâlcea, first of all, I try to support our colleagues from Romania because they support us, so that is the first reason I am here. Second, of course, we are open to cooperate in a lot of fields, especially in fluid power. We'll try to support all these ideas, projects we can do together and we have to fight. Suntem aici în primul rând pentru a ne susține colegii din România, pentru că și ei ne sprijină pe noi. Apoi, suntem dorniți să cooperăm în mai multe domenii, în special pe partea de fluid power, și încercăm să găsim proiecte comune în acest sens pe care să le dezvoltăm. În zilele noastre, când mașinile electrice au acaparat tot mai mult din piața aceasta, trebuie să ne străduim mai mult. Din nefericire pentru ei, suntem încă mai puternici decât mașinile electrice, în sensul că puterea pe care o pot genera fluidele este mult mai mare și sunt încă anumite domenii în care mașinile electrice nu pot înlocui hidraulica. Încercăm și să educăm tinerii să se îndrepte către acest domeniu, asta în condițiile în care hidraulica este percepută de ei ca fiind un domeniu murdar. Nu este adevărat și vrem să le arătăm care sunt avantajele folosirii hidraulicii și pneumaticii. Salonul Hervex este însă și o platformă de promovare a firmelor din domeniu care vor să își găsească parteneri în vederea dezvoltării propriilor afaceri. Domeniul ăsta este foarte important acum în contextul pericolelor globale care au apărut. Părerea mea poate să maximalizez, dar cred că doar utilizarea resurselor regenerabile naturale ar putea salva omenirea. Impactul care, din păcate, tot progresul tehnic ne-a împins. Eu vin cu două comunicări, vreau să prezint rezultatele științe și obținute de școala Academicianului Bostan de la Chișinău în domeniul turbinelor eoliene, adică energiei eoliene și a energiei hidraulice cinetice, nu cu construcția barajelor care prezintă deja un pericol ecologic, dar cu energia cinetică, în sens că nu trebuie să construiți baraje, adică impactul ecologic este practic nul.
Salonul internațional Hervex este singura manifestare pe această specialitate din România. Anul acesta sunt prezenți la Băile Govora profesori universitari și reprezentanții ai unor firme din domeniul hidraulicii și pneumaticii din China, Polonia, Slovenia, Republica Moldova și România. Produsele noastre principale sunt sigiliile din plastic și cauciuc, de la diafragme până la ambalaje, adică aproape tot ceea ce este folosit în sistemele hidraulice și automatice. Căutăm în primul rând parteneri aici și dacă aceștia ne vor sugera să investim într-o fabrică în România, cu siguranță le vom urma sfatul. Însă, primul pas este să găsim un partener, să înțelegem cum funcționează piața de aici. Un lucru deosebit de important este faptul că fiecare spune că încearcă să caute parteneri. Asta este lucru pe care, acesta este lucru pe care ar trebui să-l audă și autoritățile noastre, că nu numai noi suntem interesați să găsim oameni cu care să lucrăm, dar iată că toată lumea, așa cum ați văzut, caută parteneri. Vine din Taiwan aici să vadă dacă nu găsește colaborări. Și de ce? Pentru că vede că în jurul nostru există, mai ales industria automobilelor, care, spre exemplu, utilizează componentele astea hidraulice, și își dă seama că trebuie să intre pe piață. Poate că aud și autoritățile noastre să se gândească mai serios, să lucreze mai mult pentru ca să ajute acești oameni să vină în România, pentru că sunt la fel de interesați ca și noi. Salonul internațional Hervex este singura manifestare pe această specialitate din România. Anul acesta sunt prezenți la Băile Govora profesori universitari și reprezentanții ai unor firme din domeniul hidraulicii și pneumaticii din China, Polonia, Slovenia, Republica Moldova și România.